Dintre toți posibilii adversari, NK Domžale era echipa cu cel mai mare coeficient și teoretic cel mai greu adversar. Formația slovenă a încheiat campionatul pe locul 3 după NK Maribor și Olimpia Ljubljana. Antrenată de sârbul Stefan Mosilovic, NK Domžale este la cel de-al șaselea sezon în cupele europene. Cel mai bun parcurs a avut loc în 2005 în Cupa UEFA, atunci când Domžale a trecut de formații din San Marino și Israel, fiind eliminată greu cu 2-1 la General de Stuttgart. Primul joc dintre Domžale și Astra este programat pe 4 iulie în Slovenia, în timp ce returul va avea loc pe 11 iulie. Deoarece la Giurgiu stadionul se află în renovare, meciul se va disputa pe arena națională. Așa cum Daniel Isaila declarase în premieră la Valahia TV, Astra își va prelungi șederea în cantonamentul din Elveția cu încă 2 zile, urmând să plece direct la Domžale. Dacă va reuși să depășească formația slovenă, Astra va întâlni în turul 2 preliminar pe Omonia Nicosia. Meciurile sunt programate pe 18 și 25 iulie.